dimineața! Bună dimineața! Ce zi frumoasă pentru vot de data asta, nu? Bună, Pavel! Bună, Lili! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună Bună, multă baftă. Domnul Robu, doamna președinte, vine și dânsa aici dimineața? Vine și dânsa aici, dar dânsa o să voteze la Carmen Silva. E pe drum. Capăt, așa cum se cuvine. Este foarte important rezultat să vă obține la aceste alegeri, pentru că următorii 4 ani pot putea o turnură sau alta în funcție de acest rezultat. Noi privim lucrurile cu încredere, ne-am făcut datoria în toată această campanie, am fost într-o interacțiune foarte strânsă cu cetățenii, am putut în campaniile door-to-door, în campaniile făcute în spații publice diverse, să simțim pulsul oamenilor și consider că avem motive să privim cu încredere rezultatele alegerilor de astăzi. Bună, am votat! Trebuie să aduc mâna lungă, nu trebuie să am votat. Bună! Hai că n-am scapul capul acum, ține presa. Scuze! Las că e vreme bună, da, dăm declarațiile la ieșire. N-am votat. Am venit să-l încurajez pe domnul Robu și toată echipa. Vă invit alături de mine la liceu pedagogic într-o oră jumătate, la 10:30 votez. Altfel, cred că e cel mai bun lucru pe care pot să-l fac astăzi împreună cu echipa mea, să încurajăm lumea să iasă la vot, să îi descurajăm pe cei pentru care absenteismul e o tactică astăzi și să ne dorim tot ce e mai bun. Dar o să vă rog să... Păi, dacă doresc după ce votez, le-am spus că le fac cuvinte înainte, chiar când am ajuns, că așa e presa, nu? Aștept afară. Da? Da, aștept afară. Bine, ne vedem imediat. Da, e bine? Da, da. Toată lumea în formulă. Da, da. Așa par prea mic. Nu-mi place. Așa. Da. Pentru ce ați votat astăzi? Am votat pentru o Românie stat de drept, o Românie prosperă, o Românie a oamenilor cinstiți și harnici și o Românie în care Timișoara și Timișul să fie tratate așa cum se cuvine, nu cum au fost până acum. Care sunt primele necesități ale județului Timiș? Sunt multe lucruri pe care le avem de făcut și pe foarte multe dintre ele le facem cu forțele noastre proprii, le facem cu fonduri europene, cum am procedat și până acum. Dar sunt câteva proiecte care nu pot fi făcute decât cu sprijinul guvernului. Și aș da câteva exemple. În primul rând, Timișoara are nevoie de o centură autoocolitoare, centura sud. Este o prioritate absolută. Timișoara are nevoie, dar nu mai Timișoara, toată această parte de țară are nevoie de un spital regional de urgență. Timișoara a devenit capitală europeană a culturii, desemnată pentru a juca acest rol în anul 2021 și trebuie să pregătească pentru acel moment cu o mulțime de lucruri care trebuie făcute într-un timp scurt și făcute foarte bine și care, desigur, necesită fonduri guvernamentale pentru că bugetul local nu este suficient și nici nu există eligibilitate pentru multe dintre ele pe fonduri europene. Pot să continui, avem nevoie de o mare sală polivalentă, una de 15-16 mii de locuri, avem nevoie de un stadion, avem nevoie de un bazin olimpic. Toate acestea sunt obiective care trebuie să fie făcute, de fapt, de mult, de guvernele României și în Timișoara, cum în alte părți au fost făcute. Din păcate, Timișoara a fost ignorată, de acum sper să fie cu totul altfel. Domnule Robu, domnul Marilene se iei de față cu dumneavoastră. Ce se va întâmpla cu mandatul dumnealui dacă se va dovedi plagiatul? Da, da. Noi operăm cu principii și nu discutăm nimic personalizat. Principiile sunt foarte clare. Dacă cineva este dovedit că a greșit, trebuie să suporte consecințele de rigoare. Deocamdată,
nu suntem într-o astfel de situație, prin urmare, mergem înainte cu încredere că vom câștiga aceste alegeri. Domnule Marilen, ce spuneți despre acest lucru? Eu am comentat acest aspect. În momentul de față m-am pus la dispoziția Comisiei de Etică a Universității. Ea lucrează și așteptăm verdict oficial.